meteorologii anunță o schimbare radicală a vremii. Ce se va întâmpla cu viscolul spre seară, în București? Ninsoarea va înceta în București subliniere T după orele amiezii, iar vântul se va diminua sublinierea I nu va mai avea intensificări puternice, ajungând până la maximum 35 de km pe oră, a declarat vineri meteorologul Anu Gabriela Bencil, la comandamentul convocat de primarul capitalei Gabriela Firea, la sediul poliției locale. Va fi în continuare viscol în București subliniere T, iar vântul va avea o intensitate mai mare la periferie, de 55 de km pe oră. Vizibilitatea, în special la periferie, este temporar diminuat. Ulterior, după amiază, atât intensificările de vânt, cât subliniere ninsorile, se vor diminua. Spre seară va înceta ninsoarea, iar vântul va avea maximum 35 de km pe oră. Stratul de zăpadă este mai gros în centru acum, de 25 de centimetri, dar spre amiază, spre seară, vom vorbi despre grosimi cuprinse între 25 la 35 de centimetri, a declarat meteorologul Anu Gabriela Bencil. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, care a actualizat avertizarea cod portocaliu de viscol, ninsori abundente sublinierei vizibilitate secezu, în cea mai mare parte a Munteniei sublinierei a Dobrogei sublinierei în sudul Moldovei va continua să ningă abundent, iar vântul va avea intensificări cu rafale de 50-60 de km la oră sublinierei temporar 65-70 km la oră, viscolind sublinierei local troienind zăpada sublinierei diminuând vizibilitatea. Avertizarea cod portocaliu care vizează capitala sublinierei 10 județe este în vigoare până la 1500. Tot până la ora 1500, 15 județe se află sub avertizare cod galben. De la ora 1500, intră în vigoare o altă avertizare cod galben pentru ninsori, intensificări ale vântului, zăpad spulberat sublinierei vreme deosebit de rece. Avertizarea va fi în vigoare până la ora 2000 sublinierei vizează 13 județe. Potrivit meteorologilor, în jumătatea de est a Munteniei, în Dobrogea sublinierei în cea mai mare parte a Moldovei ninsorile vor continua, dar vor fi în diminuare ca intensitate. Vântul va mai avea intensificări, cu viteze la rafală în general de 45 la 55 de km la oră, temporar de peste 60 de km la oră în Beregan, viscolind sublinierei spulberând zăpada sublinierei diminuând vizibilitatea. În sudul sublinierei în estul Dobrogei precipitațiile vor fi mixte. Meteorologii spun că vremea va fi în continuare deosebit de rece, iar intensificările vântului vor accentua senzația de frig. În cursul nopții de vineri spre sâmbătă, în estul sublinierei în sud-estul cerii vor mai fi intensificări ale vântului, cu 35 la 45 de km la oră, spulberând zăpada de pus, anunț news.ro.